să fiu singură, să fiu acolo și plâng. Da, baletul a fost o... Dar la vremea aia nu era luată ca ceva așa serios și de viitor pentru o fată și nu m-au canalizat pe asta părinții. Și după aceea a venit nebunia cu teatru și m-au lăsat. Nu mai cem nimic, că ne scoți ochii destul cu baletul, că nu te-am lăsat. Aveam date și deschidere și deci lucruri care se capătă în ani de antrenament și de bară clasică și eu le aveam de mică. Îmi place să mă duc la sală, să fac sport. Mă trezesc la 5 dimineața pentru asta, uneori. Nu sunt masochistă, deși ar putea părea după Luc. Dar câteodată sunt nevoită să mă trezesc la 5 ca să pot ajunge la sală. Pentru că dacă programul meu este full pe timpul zilei, dacă zic, hai lasă că mă duc la sfârșitul zilei la sală când mai am un pic de timp, nu mă duc niciodată. Pentru că energia mea seara este zero barat. Eu vreau să mă duc să mă culc de la ora 9 jumate. Să dorm, gata, atât, s-a sfârșit ziua de muncă. E o mică, că aici li s-a părut lor, la ei mei, că eu mică stăteam în pat, cește și scriam, făceam lecțiile. Și mă jucam eu și mă îndoiam și îmi puneam picioarele după gât, amândouă, lucruri care îl fac și azi. Și șpagat și fără încălzire. În timpul liber, asta, spor, merg la sală, mă ocup de mine. Am realizat că dacă vreau să mă țin pe bune de sală, trebuie să fac un efort să mă trezesc dimineața, să mă duc atunci să prind busola de energie pe care l-ai după ce termin exercițiile și ești ceva leșinat acolo pe salteluță și faci stretching-ul. Mie așa mi se întâmplă, primesc un boost mare de energie cu care pot trăi până pe la 3-4 după amiaza lejer. Dacă am grijă să și mănânc corespunzător, am energie toată ziua până la ora 9 jumate când îmi sună ceasul biologic și zice alo, ca să te trezești la 5 trebuie să dormi. Îmi place să mă dau un leagăn. Îmi place să mi se gătească. Nu prea îmi place să gătesc. Deși dacă aș face, m-aș apuca, aș face. O singură dată i-am făcut surpriză soțului și mi-a ieșit foarte bine. Cozonac și o tocăniță. A ieșit cozonacul foarte bine și tocănița. Ai mai făcut vreodată de atunci? Nu. Deci pot să fac dacă aș, dar n-am pornire. Recunosc că asta e cusurul meu. Îmi place să conduc. Uite, un lucru care îmi place. Urlu la coechipier și zic, de ce n-ai dat la mine? De ce? Că eu eram aici! Mamă, nu putem să urlăm, că îi strică filmarea. Dragii mei,
Dat fiind că ne aflăm pe un platou de filmare, mă rog, pe platou de filmare al serialului Lia, că de-aia suntem aici, vreau să vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în episodul de astăzi și ne dorim să ne urmăriți în continuare, în fiecare joi de la 20:30 pe Antena 1. Sperăm că vă place de Lia, soția soțului meu. V-am pupat!